la Cacica, laudați fi sus Părinte Adrian. În vecii vecilor, Alexandra, iată-ne, dragi privitori, dragi prieteni, cei care ne priviți acum prin toate mijloacele noastre de comunicare ale Episcopiei Romano-Catolice de Iași, suntem în acest loc binecuvântat la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica și vom fi gazde pentru aceste două zile în care vrem să intrăm și să fim împreună îmbrățișați de măicuța noastră cerească aici la Cacica. Deja astăzi este această zi de pregătire a hramului, care va fi celebrat mâine, 15 august, la ora 11, solemn de preasfințitul Iosif Păuleț. Deocamdată, noi de aici, de la Cacica, cu emoție, pentru că, să zicem că este prima transmisiune așa mai de anvergură pe care o facem în această formulă, în această echipă, în această familie Ercis Media și ca să și prezentăm echipa, pentru că suntem la prima transmisiune înainte de o celebrare frumoasă, celebrare penitențială. Într-adevăr, ne bucurăm că putem saluta pe toți cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook a Episcopiei, pe pagina de internet, de YouTube a Episcopiei de Iași, dar și cei care ne urmăresc prin televiziune sau radio deja. Suntem echipa Ercis Media și ne bucurăm că avem în spate nu doar noi cei care ne vedem, dar și întreaga echipă care se ocupă de regia tehnică și aș dori și să-i amintim acum. Este vorba de regia tehnică, domnul Eduard Lucaci la regie, la imagine domnul Silviu Dogariu, la sunet domnul Silviu Jitaru și Gabriel Măriuț și ne prezentăm și noi, Alexandra Cojan și Părintele Adrian Blăjuță, cei care vom fi, să spunem așa, însoțitorii dumneavoastră în acest, am putea să-i spunem, pelerinaj al inimii, pentru că nu putem fi prezenți în mod fizic, poate mulți dintre cei care și-ar fi dorit, dar încercăm să trăim această sărbătoare ca și cum am fi aici. E adevărat, nu am promovat sau nu am vorbit despre pelerinaj într-un mod deosebit, pentru că e această perioadă așa mai diferită, mai dificilă pe care o trăim, dar toți cei care s-au încumetat să plece de acasă și să vină la Cacica prin mijloacele de transport proprii, prin mașini, cei care deja vin la Cacica cu siguranță vor avea zile de har. Am fost sunat zilele trecute de foarte multe persoane de către dumneavoastră, iubiți prieteni, și ne-ați întrebat dacă se mai face pelerinajul anul acesta, dacă mai puteți veni la Cacica. Și bineînțeles, am și spus că pelerinajul din acest an va fi un pic diferit, dar hramul se va ține. Și bineînțeles, cei care vin sunt bine primiți. Au fost persoane care mi-au mărturisit, părinte, de 30 de ani, de peste 20 de ani, din anii 80, noi venim în continuu, în fiecare an la Cacica și nu se poate ca anul acesta să nu venim. Și sunt atâtea persoane, nu doar din Moldova, sunt din toată România care deja, cred că unii sunt pe drum, alții au și ajuns, îi așteptăm pe toți cei care vor să participe și să își dea un pic de timp pentru suflet, pentru că asta vrem noi să facem aici, să ne regăsim pe noi, să ne întâlnim cu Dumnezeu prin măicuța noastră cerească, Sfânta Fecioară Maria, pentru că ea ne îndreaptă spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos. Și tocmai de aceea le spunem celor care ne urmăresc că programul a rămas același, chiar dacă pelerinajele efectiv nu s-au organizat. Tocmai de aceea, în scurt timp, de la ora 10 va începe celebrarea penitențială, după care la ora 12 astăzi va fi Sfânta Liturghie Solemnă de deschidere a hramului, va fi prezidată de către Părintele Provincial nou ales al fraților minor conventual din România, Părintele Damian Gheorghe Patrașcu. La ora 15 va fi adorația euharistică, la ora 16 calea Sfintei Cruci, la ora 18 Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate, iar la ora 22 privegherea mariană. Bineînțeles, îi amintim sau le amintim încă de pe acum celor care ne urmăresc că noi vom fi live și între aceste momente cu interviuri ale celor care sunt prezenți, dar și
ale interviului cu Părintele Predicator, care anul acesta va fi Părintele Iosif Antile. Îl vom auzi chiar începând cu celebrarea penitențială și încercăm să conturăm așa puțin toată această sărbătoare și pentru cei de acasă, ca și cum ar fi aici. Asta încercăm, să-i ajutăm pe cei de acasă, cei care ne privesc, să simtă, să ajungă această sărbătoare în casele lor și cu această intervenție pe care o vom avea noi cu acest program de prezentare între diferitele momente ale zilei din programul oficial al hramului de la Cacica. Și sperăm, cu adevărat sperăm să transmitem tuturor celor de acasă emoția sărbătorii, să transmitem această bucurie a credinței care trebuie să crească. Avem nevoie de astfel de momente, avem nevoie mai ales în această perioadă când parcă frica, parcă momentele acestea de deznădejde ar putea să pună stăpânire pe noi, dar privind la Sfânta Fecioară Maria putem să ne reînsuflețim credința noastră, bucuria credinței, pentru că știm cum lucrează Dumnezeu în oameni. Am văzut, vom vedea și în aceste zile, ne reamintim cum a lucrat Dumnezeu în viața Sfintei Fecioare Maria și, cu siguranță, în viața tuturor celor care se deschid lui Dumnezeu și atunci greutățile, încercările vieții care apar pot fi purtate, pot fi duse și nu doar să târim acea cruce pe care o avem de dus, dar să o ducem pe sus, pentru că știm că avem pe cineva acolo sus în ceruri care ne privește cu drag, ne îmbrățișează și ne așteaptă să ne întâlnim cu el atunci când va fi momentul. Și cu siguranță toate mărturiile celor care vor veni aici și celor pe care vom avea la microfoanele RGS Media vor vorbi despre aceste lucruri, așadar nu vom fi doar noi cei care vă amintim de asta. Iată, deja ne pregătim de celebrarea penitențială, așadar pentru cine a deschis mai târziu laptopul, televizorul sau aparatele radio, suntem la Sanctuarul Marian de la Cacica, la Bazilica, închinat sărbătorii Adormirea Maicii Domnului și încă o dată mulțumim echipei RGS Media din cadrul Asociației Presa Bună, care va transmite celebrările de la Cacica prin sistemul de transmisiuni video online. Așadar, ne găsiți pe site-ul Episcopiei, pe pagina de Facebook a Episcopiei, pe canalul de YouTube, dar și pe paginile Sanctuarului de la Cacica. Și bineînțeles, această transmisiune pe care sperăm să o avem cât mai bună, iarăși cerem îndurare, înțelegere, pentru că suntem la început. Este preluată această transmisiune și de către Maria TV și Radio Maria. Mulțumim că preiau această transmisiune și ceea ce noi vrem să dăm de aici, de la sanctuar, să ajungă în casele oamenilor, casele bunilor noștri credincioși, bunilor noștri prieteni. Așadar, vă dorim audiție binecuvântată! Lăudați-vă, Iisus!